alegerile din 1 iulie, vă rog să votați Partidul Verde Ecologist, de aceea că trebuie să salvăm în primul rând Nistru, salvăm Nistru, natura și țara. Mai departe nu se poate așa. Președintele adjunctul Partidului Ecologist, Oleg Brega, omul ăsta, vreau să vă spun, dacă nu era, eram 1.000.000% în pușcărie eu. O salvat pe Chirvas Oleg după un an, dându-i 7 ani de pușcărie și după un an fiind eliberat. Asta e dovadă că a fost la comandă. Nii ni s-a luat averea. Dacă nu era și nu vorgem din 2017 la microfonul liber, credeți-mă, era și averea luată și văd că mai urmează. Nu vor să iasă de mine, amenzi, taman acum, ultima lună de zile, când se cere reforma justiției, să trăim și noi într-o țară civilizată și mai departe, acum, repede, la Ciocana, repede la Curtea de Apel, repede la judecătorie centru, Oxana Parfene. Nu destul ni s-o luat o casă, să vreau și un sarai de bomb și să-mi iei cu tătul. Băi, oameni buni, Nichiforciuc, eu am fost cu vioară la tine în Parlament, deși mi-a ieșit, am fost doi bombi la tine, ce n-a ieșit? Ca un șobolan, ești miliardar, dar te ascunzi, ai trimis pe Jăzdan să te apere, nu ți-i rușine. Mă adresez lui Nichiforciuc, lui Tocarciuc, lui primarul Scripnic, polițistul șef Lozovan. Domne Brega, dacă vreți, aveți timp, v-am spus, veniți la Ciorescu, din Ciorescu și din Cricoas, din Ciorescu se dă 1000 de cuburi de apă reziduală. Asta în Sutcă și din Cricova tot așa, nu este stație de purare. Ia ca și ecologie se face. Dar nu 1000, dar 1200, 1500. Eu vă spun de câștig de cauză. Primarul de pe satul lui, unde au făcut bisericile, duci câte un poloboc de gen și-l votează primar. Ia ca ce face. Băi, primarul e un scribnic. Dacă Andrei Sagaidac a zis că a făcut, eu bomș, om al străzii, am făcut invaziune fiscală, iar vreau să mă adresez la Alina Radu, care e numită președinta Comitetului Anticorupție, să depun cereri la președinta Republicii Moldova și la consilierul juridic Olesia Stamati și lui Alina Radu, primul să fiu pe listă, cum începe Comitetul Anticorupție a lucra, să vină deodată la Andrei Sagaidac și Andrei Sagaidac să arăte și invaziune fiscală a făcut el, dar ajungând bomb și o mastreze. Și invaziune fiscală face Nichiforciuc, Andronache, Scripnic, procurorul Tocarciuc, polițistul Lozovan cu averi de miliarde și miliarde Nichiforciuc, dar ceilalți milioane de dolari averi. Eu fac invaziune fiscală să vă și rușine. Eu vreau să vă opriți luna asta. Dacă ați comandat punerea mea ilegală în pușcărie și ucidere ca pe Brăguță, a încercat-o, că asta cred că e ultima șansă. Din nou vreți sânge proaspăt. Din 2015 nu ați pus în pușcărie 5 polițiști și 8 polițiști, 13 polițiști, care 13 polițiști au bătut ca niște animale un om, Brăguță, care a fost ucis. Acum, prima instanță, la 5 polițiști, la șef polițiști, o să dă mai mult, la 5 polițiști se dă 3 ani jumătate de închisoare, dar 8 sub 8, deloc nu-s vinovieți sau cum nini s-o dat, cu probațiune. Băi, nu vă-i rușine, 13 să bateți un om. Despre și poliții merge vorba acum. Pistela, de la asta, ce să mai, de la Râșcanul, Cavganski Park, pizzeria. Se duce poliția, pe dânsa o fură de 100 de lei, nu poate femeie să plătească, 10 lei nu-i ajunge. În paharul rămas, în sticlul rămas, un pahar de soc, avea și 10 lei. De eu vrut spun, oameni buni, vă dau pașaportul meu și mâine aduc aici 10 lei. O chemat poliția, i-o dat cu lacrimogeni în față, i-o pus de asta, cum se cheamă? Cătușele, i-o șit mâini deodată, i-o pus cătușele. Eu am sunat-o că era la 24 de minute, am sunat-o că era ultimul autobuz Ciorescu, că stă la mine, n-are unde sta. Stă la mine, nu răspunde. Și gândiți, vă 5 apeluri, la 20, 24, 29 mă sună poliția. De ce? Poliția, eu
Eu confiscat sunca și telefonul, o catat, o văd că acolo nu-s bani, înțelegi? Au început să suni persoanele care o sună. M-a sunat pe mine, m-a sunat-o pe mamă sa, m-a sunat-o pe fișorul său, înțelegi? Și gândiți ce face? O ține 23-16 și nu răspunde și domnilor polițiști la Rășcanuca, tot aici sunt băieții bravi polițiști la Rășcanuca. Și sunt 90-94-015. Aici stați polițist Pascal care m-a amendat și pe mine la Ciorescu. Eu vă mai spun odată să vă oprit, îi trimite citație, nu are vize de reședință ca și mine. Trimite citație să o amendeze, înțelegi? La ora 00:38 de minute, o sun, de acum eu o răspuns, gândiți că unde se găsea. În loc să o duc la spitalul din narcologie, sau o duc la Costigen, la spitalul psihiatrie, fără semnătura și acordul ei, înțelegi dumneavoastră? Poliția o sun la 00:40, nu răspunde, înțelegi? Să-mi spună ce-i cu dânsa. Ei spune ea că mă găsesc la spital de psihiatrie. S-a șoșotit poliția cu dânsa, cu medicii de acolo. Noaptea, pe la 3-4 de noapte, o duce la Corolenco, narcologie, și la ora 6 îi dă drum acasă. Și eu sunt convins că eu am vorbit cu dânsa și în spital și eu nu am fost în altă parte nicăiuri, nicăiuri adică să amendez. Am sunat polițistul care o cheamă să o amendez, o zic că e cel mai bun avocat, fără de avocat nu ne prezentăm la dumneavoastră. E cel mai bun avocat și vin încoace, că noi nu ne tem. Domnilor polițiști, aveți? Și mă adresez la toți judecătorii Ciocana. Eu s-am amendat de Pascal, care vrea să o amendez pe Stella. Pascal, 4 amenzi, 2500, 2500, 3000 și 3000, 11000. Și Cristina Șefciuc, pe 19-2019, asta 11 luna 2-a 2018, dar asta 19 luna a 12-a 2019. Numărul eu depunând la poliție cereri, lămuriri, rog să fie audiați martorii. 3 zile la rând Pascal nu vine la Ciorescu, nici Lozovan, fugă amândoi. Restul amenzilor, 20 de amenzi, restul Nicolae Rotaru, 5 amenzi, Cricova Veche, numărul 8. Eu vorbind aici, nici nu are nică Cricova Veche, nu are Grătiești, pe urmă amendat Cricova Veche, Cricova Veche, Nicolae Rotaru, 15.000, 4 amenzi câte 3.000, una de 3 jumate. Într-o zi, 8 om, eu nici nu fie încetat de dânsul, nici fie încetat și nici nu am fost la poliție și nu are dovadă de citație. Avocatul meu de stat rus, Alexandru, nu cere nici participarea și audiere nici la un agent constatator. 50-60.000, eu am numărat 17 amenzi, undeva 20, de acum dispar amenzile, de pe rol au dispărut. Am avut la Bațalai, am avut la Martinenco, am avut la Chihai și am avut la Damaschin. La ăștia nu știu de unde au dispărut. Le-am numărat 13 dosare de proces verbal de contravenții la judecător. Dovadă că la comandă, mai departe, Andreana Rotaru, iar Cricova Veche, numărul 8, 5.000, 2 amenzi, 5 sau 6.000, 2 amenzi. Lozovan o trimis la tot subalternii lui, de aceea cu mătrul lui, e Maximilian, șef IGP, adjunct și Paiu, care e comisar la Rășcanuca. Cel mai multe porcării se face la Rășcanuca. Aici e un centru de business a colonelului Lozovan și a primarului Ciorescu, fiind un pe 11.000 de lei, fiind impus, fiind pus sechestru pe 160 și 80 de mii, preț de stat 40.000 de euro. Ia ca cum se face business în Republica Moldova. Mă adresez președintele judecătoriei Pavliuc, eu de acum depun și cere la Alina Radu pentru investigarea judecătoriei Ciocana. Judecătoria Ciocana face amenzi la comandă. Cum nu? Pentru că eu de acum am început să recurg judecătorii, sunt amendat, de ce? Că nu cred, că încalcă ședința de judecată și eu cerând ședința de judecată după lege, să vii măcar un agent economic din 20 să-i argumentez să-și dovedească amenzi. Poftim? Agent constatator, nu economic. Agent constatator, polițist, agent. Mi s-a pus sechestru. Băi, oameni buni, hai și deți liniștiți, vedem, că o mai rămas cărcoleac și trăim într-o țară bună, civilizată și așa mai departe. Mi s-a luat prima casă, că e contract de donație. Dar eu am fost la 2 ani jumătate scos la evidență. Gorincioi îmi dă răspuns, deși om bun, la 3 ani, neașteptat încă jumătate de ani să m-a scos la evidență,
Sunt luați casa normal după lege. Judecătoarea Alexei Maria nici nu petrece din judecată. Acum la curte de apel. Am recuzat Dulghieru, Sârbu și Buhnat, complex de judecată. În fiecare săptămână îi recuz câteodată. Spun, nu ați avut dreptul să puneți măcar pe rol așa dosar. Trebuie să anulați contractul de donație, să-mi dați o doime cota parte. Mai am dovadă de ce că anchetatoarea Galina Roșca a depus să pornească urmăriri penal și așa mai departe. Dar cum pot ști contractul de donație legal dacă domnul Bregă, eu cu soția, convenim să vând un sector pe 10 noiembrie 2015, îl vând eu automobil și pe 16 noiembrie, pe 6 zile, îi contract de donație. Mi s-a pus să mâncare și așa mai departe. E același notar, Golubciuc Olga, care e și la Vioară Mihai. La Vioară Mihai, casa de Petrican 62 și așa mai departe. Cum, doamnă notar, nici nu vin în ședință? E că știi cum, știi domnul Sagaida, cum e justiția în Republica Moldova. Dacă nu-l votezi pe chirtoacă, nu ai și cata la mine, așa? Și mai departe l-am votat. Ce faci? Tu i-ai făcut contract de cumpărare și vânzare la sora, la Donci Profira, sora lui Mihai Vioară. Ia că om am pe spital, cu inima, că voi deposedați oamenii de avier și așa mai departe, vă faceți toate apartamentele din Stăuceni. Noi, sau notarii ăștia, bărbatul fiind viceprocuror Chișinău, dar de bani la procente din 90 și are toate apartamentele. Cum, dacă tu faci contract, ziceți că domnul Sagaidac ai semnat de asta, donația, da? Dar dumneata ca notar, ai în momentul acela de asta, ai în dovadă, dar nu aveți împuternicire la un medic psihiatru, că nu eram în stare de șoc emoțional și așa mai departe. Bun, Sagaidac e una, dar Vioară Donciu Profir acum, faci contract de cumpărare, vânzare? Și pe urmă apar alți oameni care face izocupațiune Petrican 62, înțelegi? Cum pot fi doi proprietari dacă te-ai uitat gine și ai făcut contract de cumpărare-vânzare în registru bunurilor imobile? Dovadă că te ocupi cu nebunile, frosile, de posedare oameni de avere. Și de grabă o să răspund. Dar știi cine? Îi Melniciu, care a învățat cu fata ei la universitate, fata Speianu Ala Golubciuc, e fiica notarul. Ia că acum se deposedează oamenii de avere în țara asta, înțelegi dumneavoastră? Nu este nicio lege. Vreau să-i spun lui Maia Sandu, am scris din 24 decembrie, vă 30 de cereri. Și o să scriu în fiecare zi. Știi de acum, Dorin Galben a pus pe internet, vezi că omul își vinde rarunchii, o jumătate de ficat, nu mai are bani pentru ședință vizitcată. E deposedat total de avere. Știi președinta Maia Sandu, unde am ajuns noi dacă cumnatul meu mă măjește pe mine și eu mă cert cu Vioară? Unde am ajuns dacă fratele o deposedează pe Veronica cu coș de avere? Unde am ajuns când fratele drept îi pune în pușcărie 7 ani, după ani ești eliberat? Ia ca și legi, dar credeți-mă că fără implicarea polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, nici soția, nici fratele, nici mama, nici tata, nu poate să te deposedeze de avere, să te lasă pe drum, strimătă la Sântărimul Doina. Ia ca și se face. Aici implicat direct viceprocuror Sângerei și eu am spus-o încă o dată. Care are numărul meu de telefon? 0683-36-311. Eu răspund pentru fiecare cuvânt, punct și virgulă. Și am dovezi. Și pe avocatul de stat, că joacă băsmăluta cu judecătorul rus Alexandru. Am dovezi și pe Chiruță, de la șeful avocatelor de stat, cum au impus avocații recuzați să participe în ședință dedicată. Știți cum? Avocatul de stat se recuză dacă e depus în moment ce la cerere. Pe urmă mi-a recuzat avocatul în 3 zile lucrătoare. Acum, chiar alaltă ieri am fost și am depus cerere de recuzare avocatului Ruso Alexandru, au zis, în timp de 30 de zile se execută cererea de recuzare a unui avocat. Înțelegeți? Și, și judecătorul totdeauna cere avocat și avocatul, noi o să-i desemnăm avocat. Avocatul cel desemnat a spus, eu nu refuz la asistența garantată de stat, dar asistența garantată de stat și avocatul împreună să convin cererea, conținutul cererii, lista martorilor spre audiere, dacă trebuie agentul constatator să vină în ședință în 20 de ani. Dacă nu, avocatul trebuie să aplici stampila,
să depună recuzarea judecătorului în încredere. El nu face niciodată, el nu vrea nici, cere, nici să aplici ștampila, nici cererea să o depună el, înțelegi dumneavoastră? Am fost, îi martor Oleg Sirvas, filmând la Ciocana, la judecătorul Corcea, a fost tentativă să mă aresteze. Pur și simplu așa să mă aresteze. Vă trimesc de la pruncul, dar de ce? De avocat? Dar pentru avocat, eu să vă spun, arestarea oamenilor și punerea la pușcărie, asta e business pentru dânsi. Ei îți aduc o pacică de țigări, îți aduc mâncare în jumătate și așa mai departe. Ia ca ce fac avocații și de stat. V-am spus cum Doga, că ați gata, 5.000 s-au terminat. Domnule Doga, fiind tribunal, pe timpul ce ala luai bani, nu rezolvai omul, întoarce. Întoarce-i luvioară 5.000 de lei, dacă nu i-ai întors casa și așa mai departe. Cum poți spui că ați vii mai asta? Dar nu se mai poate atâta. Dar cum, ce-o fost cu Doga? Anatolii Doga, fost președinte la Curtea de Apel. Da, eu am fost cu vioară la dânsul, am fost cu vioară la dânsul și gata, 5.000 s-au terminat. Vioară îi spune cum scrie. Audierea martorilor, recuzarea judecătorului dacă nu audiază martorul și așa mai departe, după lege, înțeleg? Ei să fac trimiteri la CEDO, că dacă ești a patrulea neam de rudenie cu judecătorul se recuză. Văi, oameni buni, în Republica Moldova nu se face justiție, nu, dacă nu audiezi martorii în dosarul penal, martorul semnează, citați la Muntea Vasilița și el n-al audiază. Eu, ducându-l pe urmă la judecătorie Ciocana, câștig de cauză că polițistul Lozovan Amantu, fostii soții și dosarul penal, în tom ce slești acelea amenzele la comandă, totdeauna nu se uită și de un an de închisoare cu probațiuni și 5 luni. Doamne Gafton, noi am protestat la CSM. I-am spuneți în dumneavoastră, cine la CSM, cine la Curtea de Apel, Gafton, vă rog de-a dumneavoastră, eu în 1 martie am un an de închisoare și 5 luni probațiuni, și am contestat la Curtea de Apel, 5 luni probațiuni, se termină pe 15 august. 7 septembrie dosarul penal. O să-i depun judecătorul Gafton încă o dată. Nu sunt dovezi că am calcat ordonanța de protecție. Nu ne-a fost sub semnătură de judecătorul așa, Serafim Vasilache și Glorina Ciubotaru. Două ordonanțe de protecție am avut. Nici una. N-am încălcat-o, nu sunt martor, soție, nici fiică, n-am nici o registrare telefonă. Pentru și voi porniți dosare penale la comandă. Nu v-ați saturat de dosare penale la comandă. Poliția și procuratura, nu judecătorul pornește dosare penale. Poliția pornește și toți, vedeți dumneavoastră, toți subalternii lui Lozovan, pe urmă mă trimesc Andriana Rotaru, Palamari, Trimii, Grătiești, Radu Alexei. Am depus plângeri și pornire urmăriri penale la toți anchetatorii Rășcanuca. Lazar, Voluciuc, Vintea, Tambur ne-a pornit urmărirea penală, Galina Roșca și așa mai departe. Nici unul nu pornește urmăriri penală. Și nici a lui femeia asta, Balan Elena, care știți femeia asta, Calică. Băi, dar femeia asta, Calică, nu vă rușini să vă bate joc atâta de dânsa. Ce gândiți la anticorupție, ne spune și nici lui Balan Elena că Nu suntem ei. Noi singuri ne-am judecat la CEDO 8 ani de zile. Despre ce merge vorba? Înseamnă justiția în Republica Moldova e zero. Președinta semneze decret de stat eșuat și bună ziua. Dacă îi trimite procurorul anticorupție la CEDO 8 ani de zile. Înțelegi dumneavoastră? Pentru ce? La anticorupție am vorbit, amuși vă spun, Ciornei, Kiril Curmei și Serebrian. Nici unul, am depus cerere, ce fel de anticorupție. Îi justiție la pământ, justiție la pământ. Ia ca, doamne Gafton, doamne Gafton, spui că de asta că CSM-ul participă numai la, îi spune președintele Republicii Moldova Maia Sandu, când a fost acum, spune că CSM-ul, judecătorul CSM-ul participă numai la numirea în funcția judecătorului, mai departe ei sunt liberi, independenți, inamovibili și așa mai departe. Dar cine numește și trimite la semnare președintele Republicii Moldova judecătorii corupți?
nu CSM-ul. Ați văzut că patru jucători CSM îs revocați din funcție, revocați din funcție. Acum, doamnă președinte, va critic, a zis că va faceți nume de asta, va face nume PR. Ia luați acum și depune cereri la Curtea Constituțională să și revocat ca ilegal în funcție procurorul general. Chiar săptămâna asta pot scot acum de aici, am depus din nou. Luați măsuri cu banda criminală Nicifociuc, Tocarciuc, Lozovan și Scripnic de deposedare a mea totală de avere, pune la pușcărie și ucidrea ca brăguță. Doriți sânge proaspăt sau și doriți voi. Asta e acuzație foarte gravă și trebuie probată. Auziți dumneavoastră? E presupunere că-i vor să te închide ca să mori. Am probie, și răspundere are chinul de la sângere și răspundere are pentru condamnarea asta. Nu, dar el a venit la Buicani în comandirul când i-a spus procurorul, aici stai cu locul, nu al lui Dodon. Omul, afanasii, procurorul municipiului Chișinău, m-am dus cu deasâla vă două luni la dânsul la audieri. Ce gândiți? Cinul tău e la Buicani. Te duci la dâns și la Murești. Dar el e subalternul dumneavoastră, dacă ceva. Viceprocuror de la Sângeriei la Buicani. Înțelegi? Și gândiți? Procurorul municipiului Chișinău, afanasii, zic, n-am nici pretenție la dumneavoastră, la mata. Dar dacă n-am vă 20-30 cereri depus la dânsul, omul le aruncă în urnă. Nu știu, înainte era procuror șef interimar Chișinău, interimar, am avut de învăț scrii că e procuror șef. Dar nici un răspuns, te duci cu deasâla la dânsul, o fost Balan Elena, au zis că oamenii care mă critică, nu, eu nu-i ajut. Voi nu ajutați nici un om. În Republica Moldova, legile nu lucrează nici ca 100% ca în Africa. Mulțumesc!